4. 17 iunie. Exact când mă pregăteam să intru, mi-a ajuns la urechi vocea lui Sir Percival, care mă chema la parter. Vino, te rog, domnișoară Helcomb, spuse el, este ideea lui Fosco, nu-a mea. Insistă că soția lui nu poate fi martor. Așa că a trebuit să apelez la dumneata. M-am supus și am venit în bibliotecă. Lora era în picioare, lângă birou, frământând încurcată în mână pălăriuța ei de pai. Doamna Fosco se instalase într-un fotoliu, sorbindu din ochi pe soțul ei, așezat solitar în fundul bibliotecii, strângând frunzele uscate de la florile din geam. Când m-a văzut, contele s-a grăbit să mă întâmpine, spunându-mi, Iertare, domnișoară Halcâmp, ai idee cum ne caracterizează compatrioții dumitale pe noi italienii? Ei bine, John Ball ne consideră șmecheri și neîncrezători. Iată-mă, deci, drept un prototip al neamului meu, un italian șmecher și neîncrezător. asta e și părerea dumitale, doamnă dragă, nu?" Deci caracterul meu cârcotaș mă îndeamnă să-i interzic doamnei Fosco să fie martoră, atâta timp cât sunt și eu. Este complet aiurit, exclamă Sir Percival. Doar i-am spus de nu știu câte ori că în Anglia soțul și soția pot fi martori la o semnătură. Ei și, continuă contele, chiar dacă legile engleze admit, conștiința lui Fosco nu admite și gata. Își întinse degetele ca niște cârnați pe pieptul său și se înclină, de parcă era un personaj celebru care întruchipa conștiința sa. Habar n-am ce fel de acte va semna Lady Glyde, și nici nu am chef să aflu. Problema este următoarea. Există posibilitatea ca în viitor, Sir Percival să fie nevoit să-și solicite ambii martori. Deci, este înțelept ca acești martori să fie complet separați unul de celălalt. Ori, în cazul meu și al soției mele, ar fi imposibil, deoarece noi reprezentăm o singură părere, și anume a mea. Prin urmare, cred că este mai bine să particip eu, ca prieten intim al soțului, și dumneata domnișoară Halcămp, ca prietenă intimă a soției. Nu suport complicațiile și nu doresc, ca cine știe când să fiu acuzat, că doamna Fosco a fost silită de mine și deci n-are valoare ca martoră. Da, sunt un om cârcotaș și pătrund până în miezul problemei. Sper însă că o să-mi treceți cu vederea aceste defecte și o să le puneți pe seama firii mele de italian. Se înclină din nou, se dădu înapoi și își ascunse conștiința de privirile noastre, la fel de discret ca atunci când o prezentase. Argumentele contelui erau cât se poate de nobile și cinstite, dar modul în care le prezentase mi-a tăiat cheful să particip la această formalitate. Dacă nu era tocmai lor la mijloc, n-aș fi admis în rupul capului să fiu martoră. Acum însă mi-a fost de ajuns să o privesc ca să-mi schimb hotărârea. Da, îmi vă ajut cu plăcere, am răspuns eu. Sper să nu am motive să regret gestul meu. Sir Percival îmi aruncă o privire furioasă și era cât pe ce să mă apostrofeze, însă, tocmai atunci, doamna Fosco îl surprinse sculându-se din fotoliu. Soțul ei o sfătuise din priviri să plece. Bine, dar poți rămâne," îi spuse Sir Percival. Doamna Fosco cercetă din nou privirile soțului ei, ascultătoare, și răspunse că vrea să plece ca să nu, se, să nu ne stingherească. Contele își aprinse o țigară, își reluă locul din fața geamului și se apucă să arunce fumul peste frunze, interesat să omoare insectele. În acest timp, Sir Percival deschise un sertar de sub un raft din bibliotecă și luă o fâșie de pergament îndoit de câteva ori pe lungime. Îl puse pe masă și îndreptă doar ultima îndoitură, care dezvăluia o porțiune goală, cu excepția a câtorva peceți. Partea scrisă rămăsese împăturită și păzită atent de Sir Percival. Lora și cu mine am schimbat câteva priviri. Era albă la față, dar nu arăta timorată sau înfricoșată. Sir Percival înmuie pana în cerneală și o invită pe soția sa. Treceți numele în locul acesta, spuse el. Iar dumneata, domnișoară Halcomb, și contele Fosco, veți semna în dreptul peceților. Hai, Fosco, stai aici să fii martor când semnează și nu-ți mai pierde vremea la fereastră să te joci cu florile. Contele, pusă țigara în scrumieră, și se apropie de noi cu mâinile atârnate de cureaua care îi strângea bluza fisticie, urmărindu-l atent pe Sir Percival. Laura, care stătea vis-a-vis -vis de ei, cu pana în mână, îl urmărea și ea. Sir Percival era între noi, cu pergamentul îndoit pe masă, privindu-mă cu un fel de reproș și stânjeneală, de parcă ar fi fost un deținut în boxă și nu un nobil în propria sa reședință. Iscălește-te aici!" zise el din nou, uitându-se înspre Laura și indicându-i din nou punctul de pe pergament. Bine, dar despre ce este vorba?" îl întrebă ea calmă. N-am timp de explicații, veni răspunsul. Mă așteaptă trăsura și sunt tare grăbit. De fapt, oricum n-ai pricepe. Este vorba despre un act formal cu plicticoase formule juridice și alte amănunte de acest gen. Hai, treceți numele, să-i o odată. Vreau totuși să știu ce semnez, Sir Percival. Ce tâmpenie! Doar femeile habar n de afaceri. Crede-mă ce-ți spun, tot nu o să pricepi. Oricum, lasă-mă să apreciez singura acest lucru. Când domnul Gilmore avea de rezolvat o problemă de acest fel, îmi povestea despre ce este vorba și pricepeam imediat. N-avea decât. Era doar angajatul tău și trebuia să-ți satisfacă toanele. Eu sunt soțul tău și, în concluzie, n-am de ce să-ți satisfac. Mai mă mai ții mult aici am explicat doar că mă grăbesc, deci spunem, îi scălești sau nu? Ea era cu pana în mână, dar nu dădea semne care vrea să-l asculte. De ce? Poate prin semnătură îmi asum unele responsabilități, așa că sunt îndreptățită să fiu informată. Sir Percival lua pergamentul și îl trânti furios pe masă. Ei, hai, o îndemnă el, te lauz că ești sinceră. Nu ține seama de domnișoara Halcom sau de Fosco. Recunoaște că nu ai încredere în mine. Ce mai? Contele își extrase o mână de sub centură și o așeză părintește pe umărul lui Sir Percival. Baronul îl respinse ca un turbat. Contele îl bătu din nou pe umăr, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Calmează-te, Percival, îl rugă el. Lady Glyde procedează foarte just. Da, just, zbieră Sir Percival. Este just să n-ai încredere în soțul tău? Nu-i frumos din partea ta să spui așa ceva, exclamă Laura. Uite, pot să o întreb și pe Marian, dacă nu am dreptul să fiu informată în legătură cu acest act, înainte să-mi pun numele pe el. Și de ce mă rog să o întreb pe domnișoara Halcomb? Se rățoi Sir Percival. Dânsa nu-i deloc implicată în această problemă. Mă abținam să vorbesc, și cred că ar fi fost înțelept să mă abțin, și în continuare. Îmi era însă imposibil să suport figura distrusă a lorei și aroganța cu care o trata soțul ei. Scuză-mă, Sir Percival, am îndrăznit eu. Dar atât cât sunt martoră, cred că totuși sunt implicată. De altfel, Laura are dreptate, și în ceea ce mă privește, nu voi scăli ca martoră decât dacă ea este perfect informată în privința acestui document. Câtă o brăznicie, remarcă Sir Percival. Altădată, când insiști să locuiești în casa cuiva, domnișoară Halcăm, te sfătuiesc să nu-ți arăți recunoștința asmuțind soția împotriva gazdei într-o chestiune în care n-ai nicio treabă. Am țâșnit în picioare ca și când mi-ar fi tras o palmă. Ah, dacă era bărbat, l-aș fi provocat la duel și n-aș mai fi călcat niciodată pracul casei sale. Nu uitam însă că eram o iată femeie neputincioasă iar soția lui îmi era mai scumpă decât orice pe lume. Slavă Domnului că m-am abținut de dragul Lorei. Mi-am reluat locul în liniște. Ea înțelesese cât de mult îmi înfrânase în pornirile. Se refugie în brațele mele cu ochii plini de lacrimi. Vai, Marian, murmură ea, mi-ai fost mai mult decât o mamă în momentele acestea. Hai, treci și scălește aici, țipă Sir Percival de partea cealaltă a mesei. Ce să fac să-l ascult?" îmi șoptia. Dacă vrei, semnez chiar acum." Nu," am oprit-o eu, nu-i drept și cinstit așa, să nu semnez niciodată dacă nu știi ce." Treci și scălește, zbieră el din nou negru de mânie. Contele să mulțumise până atunci să ne studieze cu mare atenție, atât pe mine, cât și pe Laura, și, în acest moment, încercă pentru a doua oară să-și tempereze prietenul. Percival, exclamă el, eu sunt perfect conștient că avem de față niște doamne și ar trebui să fii și tu. Sir Percival îl privi ca turbat. Contele își strânse și mai dur. Buzele îi puse mâna pe umăr și repetă respicat. Ai grijă, deci, și vezi cu cine vorbești schimbară câteva priviri între ei. Sir Percival se eliberă încet din strânsoarea contelui. Se feri de ochii lui cercetători, privi pergamentul de pe masă, după care vorbi mai degrabă cu ascultarea mocnită a unui animal domolit, decât cu luciditatea unui om care și-a înțeles greșeala. N-am intenționat să jignesc pe nimeni, spuse el, dar atitudinea soției mele îți macină nervii. I-am explicat doar că este o simplă formalitate, nu-i ajunge. Indiferent ce argumente îmi aduci, o soție nu trebuie să disprețuiască voința soțului ei. Te mai întreb o singură dată, Lady Glide, semnezi sau nu? Laura veni lângă el, rămânând de partea cealaltă a mesei și puse din nou mâna pe pana de scris. Aș scăli imediat, spuse ea, dacă ai fi cinstit față de mine. Nu mă interesează la ce sacrificiu va trebui să mă supun, dar nu vreau să lezez interesele altcuiva sau să fac cine știe ce rău. Auzi, sacrificiu, cine a pomenit de așa ceva? exclamă el clocotind de furie. Cu alte cuvinte, continuă ea, ți-aș acorda orice mei cere, dacă ar fi un lucru corect. Este normal să refuz să-i scălesc un document fără să știu ce cuprinde. De ce ai mai mult respect față de obiecțiunile contelui Fosco decât față de ale mele? Aceste vorbe nepotrivite, dar perfect adevărate, despre influența nefirească a contelui asupra soțului ei, i-au redeșteptat mânia, ținută cu greu în frâu. Ha, obiecțiuni, a îngânat el. Ce obiecțiuni mai poți avea acum după ce ți-ai asumat obligația să devii soția mea? Când îl auzi, Lora zvârli pana cât colo. Îl privi atât de dușmanos cum nu crezusem niciodată capabilă și întoarse spatele tăcută. Atitudinea ei disprețuitoare și semeață era atât de nepotrivită cu firea ei, încât ne-a descumpănit pe toți. Probabil că soțul ei o jignise în realitate mult mai rău, dar insinuările care se ascundeau sub vorbele sale erau imposibil de înțeles pentru mine. Așa se explică imaginea cruntă și neînduplecată care se așternuse pe chipul ei. Contele, bun observator la fel ca și mine, se sizase imediat această schimbare. Când m-am ridicat să mă apropii de Lora, l-am surprins murmurând printre dinți lui Percival. Ești complet tâmpit. Laura mi-o luă înainte, grăbindu-se spre ușă. Soțul ei o întrebă din nou ca să nu piardă ocazia. În concluzie nu-i scălești, da? Spuse el pe tonul unui om care este conștient că a ratat totul fiindcă nu și-a ținut gura. După ce că m-ai jignit în halul ăsta, zise ea hotărâtă, nu i scălesc nimic, până nu parcurg acest document de la cap la coadă. Vino, Marian, ne-am pierdut destulă vreme aici. Un moment, o opri contele, oprindu pe Sir Percival, care era gata să-i dea replica. Te rog, Lady Glyde, un moment. Laura intenționa să părăsească încăperea, fără să-i dea nici cea mai mică importanță, dar n-am lăsat-o. Nu-l întoarce pe conte împotriva tatei, implor, să nu faci asta. Laura stătu un loc, așteptând ca și mine. Sir Percival luă loc pe un scaun, acoperind pergamentul îndoit cu o mână, iar cu cealaltă își sprijini capul. Contele era în picioare, impasibil, și ne domina pe toți ca de obicei. Lady Glide, spuse el calm, de parcă vorbea cu noi, și cu duhul rău care se ivise în odaie. Iartă-mă, te rog, dar am o propunere și te încredințez că nu tresc tot respectul pentru stăpâna acestei reședințe. Se răsuci odată înspre Sir Percival. Ești chiar atât de presat să semnezi chiar acum pergamentul acela pe care l-a stupit cu cotul? Da, ca să-mi respect planurile și să-mi satisfac dorințele, bombăni baronetul supărat însă, după cum bine vezi, lui Lady Glide puțin îi pasă. Te rog să-mi dai un răspuns deslușit la o întrebare la fel de deslușită. Mâine nu este timp suficient să fie semnat? Ei, ce zici? Ba da, este, dacă o iei așa. Bun, atunci nu mai insista. Amână pe mâine, când te întorci acasă. Sir Percival îl măsură din priviri, întunecat la față. Tonul pe care mi te adresezi este supărător, remarcă el, și nu-l tolerez nimănui. Mă gândesc numai la binele tău, îi replică Fosco râzând blând și disprețuitor. Lasă timpul să hotărască și pentru tine și pentru Lady Glyde, Parcă vei trăsura pregătită. Zici că nu-ți place tonul meu, mă rog. Află însă că aparține unui om care este capabil să se controleze. Nu-i prima oară când te sfătuiesc de bine, nu? Și ea zi, n-am avut dreptate întotdeauna. Hai, pleacă și lasă iscălirea actului până mâine. E timp să discutăm atunci. Sir Percival ezită și se uită la ceas. Dorința de a-și vedea de drum pentru a rezolva misterioasa și ciudata problemă care îl frământa era oare mai puternică decât cea de a-și vedea pergamentul semnat? Se gândi un moment după care se scula de pe scaun. Sir Percival ezită și se uită la ceas. Dorința de a-și vedea de drum pentru a rezolva misterioasa și ciudata problemă care îl frământa era oare mai puternică decât cea de a-și vedea pergamentul semnat? Se gândi un moment, după care se scula de pe scaun. Da, mă lămurești cât ai bate din palme, mai ales când n-am chef să stau la discuție. Bine, o să te ascult, Fosco, nu fiindcă așa cred eu că-i mai înțelept, ci fiindcă n-am vreme de pierdut. Înghiți în sec și o privi urâcios pe Lora. Dacă nici mâine când mă întorc nu vrei să-i scălești? Cuvintele fură acoperite de scrâșnetul sertarului pe care îl trăsese și în care vârâ pergamentul. Își înșfăcă pălăria și mănușile și se du duse înspre ușa. Lora și cu mine ne-am grăbit să-i facem loc să treacă. Deci ține minte, mâine. O atenționă el pe soția lui în timp ce ieșea. Am tăcut toți trei până i-am auzit pașii pierzându-se pe coridor și până am văzut trăsura plecând. Contele veni și el la ușă lângă noi. Ei, domnișoară Halcombe, remarcă el, l-ai surprins pe Sir Percival în cele mai proaste toane. Îi sunt prieten și mă pentru el. Și tot în calitate de prieten îți promit că mâine va fi alt om. Între timp, Laura încuprinse brațul, ciupindu-mă cu subînțeles. nicio femeie n-ar răbda Senina să vadă cum în casa ei prietenul soțului este cel care îi scuză purtarea, iar ea este obligată să-l asculte. M-am arătat recunoscătoare față de conte și am părăsit camera alături de Laura. Da, m-am arătat recunoscătoare, pentru că țineam neapărat să rămân la Blackwater Park, din curiozitate, dar oricum nu voiam să fiu, să fiu dată afară. Intuisem din atitudinea lui Sir Percival. Față de mine, că ajutorul contelui, era de neprețuit. Mi era groază, mai ales pentru Laura, de uriașa influența lui Fosco. Când străbăteam holul, ne-a ajuns la urechi uruitul roților trăsurii. – Încotro o fi plecat Marian? – mă întreba Laura – Mă tem de fiecare lucru de care se apucă. Tu ce crezi? După câte avusese de înghițit în acea dimineață, nu mă mai încumetam să-i torn veninul presupunerilor mele. Nu știu, doar nu-mi împărtășește mie secretele, am ezitat eu. Oare menajera nu este mai bine informată? Insistă ea. Da, de unde? Am exclamat eu. Este la fel de neștiutoare ca și noi. Lora dădu din cap neîncrezătoare nu știi, a afirmat ceva în legătură cu Anne Catherick. Se spune că a venit pe aici, nu cumva a plecat după ea? Zau, Laura, vreau să-mi revin puțin și să uit toate lucrurile astea îngrozitoare și te sfătuiesc să faci și tu la fel. Hai la mine în cameră să te întinzi pe sofa și să-ți mai vii în fire. Ne-am apropiat de fereastra deschisă, dând voi aerului răcoros și plăcut să ne răsfețe cu adierile sale. Ah, Marian, nici nu îndrăznesc să te privesc în ochi, spuse ea, cât ai îndurat acolo în bibliotecă de, de dragul meu. Of, îmi vine să plâng de ciudă, dar îți por promit că o să te răsplătesc, da, așa am să fac. Nu mai spune nimic, am oprit-o eu, mândria mea rănită nu este nimic pe lângă distrugerea fericirii tale. Ai văzut cum mi-a vorbit, zise ea agitată, da, ai văzut și ai auzit, dar n-ai înțeles la ce anume se referea. Asta m-a făcut să trântesc pana și să-l ignor complet. Se sculă de pe scaun emoționată și se apucă să măsoare o daia cu pași mari. Nu ți-am mărturisit mai nimic, Marian, ca să nu te supăr și să nu-ți fac necazuri. Nici nu-ți imaginezi cum mă tratează, dar o să afli, pentru că ai fost martor azi la discuția dintre noi. Ai auzit doar cum ia peste picior obligația pe care mi-am asumat-o de a-i deveni soție se așeză iar pe scaun. Era roșie la față și își frământă mâinile în poală. Nu sunt în stare să-ți explic acum, pentru că m-ar înneca plânsul. O să încerc mai târziu, când o să mă liniștesc. Vai, Mary, dragă, îmi capul de durere. Unde ți sticluța cu săruri? Hai, povestește-mi acum despre tine. Ah, poate era mai înțelept să semnez. Mai bine mă fac eu de râs decât tu te-ai ridicat împotriva lui și o să creadă că tu m-ai influențat. Ah, cum să procedez? Of, ce bine ar fi să fi avut pe cineva lângă noi, care să ne îndrume. Da, un prieten, o persoană de încredere. Oftă. Am înțeles din tonul ei și din expresia feței că se referea la Hartwright, mai ales că vorbele ei îmi stârniseră și mie amintirea lui. După nici șase luni de la căsătorie, tângeam după ajutorul lui, pe care mi-l oferise din toată inima când ne-am despărțit. Cine ar fi crezut atunci că o să ajungem în această situație? Trebuie să încercăm să găsim o ieșire, am spus eu, să reflectăm cu calm și înțelepciune, Laura, nu trebuie să ne pierdem cumpătul. Interpretând ce aflasem eu despre problemele financiare ale soțului ei din dialogul cu avocatul și ce știa și ea, am înțeles că pergamentul era o hârtie prin care Sir Percival putea împrumuta bani, dar care devenea valabilă numai cu semnatura lor. Ei. În afară de aceasta, nu știam în ce consta înțelegerea, care erau termenii contractului juridic și la ce se angaja Lora dacă semna. Eu, cel puțin, puteam băga mâna în foc că pergamentul ascundea o afacere murdară. Nu-mi făcusem această impresie din simplul fapt că nu îi arătase Lorei. Aceasta se putea datora, la fel de bine, încăpățânării și caracterului său autoritar. Nu, Convingerea mea izvora din faptul că Sir Percival se prefăcuse înainte de căsătorie, dând impresia că este calm și iubitor, iar acum se schimbase radical din toate privințele. La Limeridge își pregătise câte o mască pentru fiecare din noi. Față de domnul Gilmore se arătase politicos și conservator în păreri. Față de Laura era blând ca un mielușel. Cu mine făcea pe omul sincer și deschis. Pe domnul Fairley îl cucerise cu aerul său rezervat. Toate erau trucurile unei ființe egoiste, șmechere și dure, care după ce își atinsese scopul, se dăduse în vileag, fără să-și facă probleme, ca în timpul discuției de azi din bibliotecă. N-are rost să amintesc cât de mult m-au îndurerat aceste constatări. Ele mă obligă cu atât mai mult să nu-i dau voie Lorei să-și pună iscălitura cu orice risc dacă nu citește mai întâi documentul. Deci, nu-mi rămâne decât să invoc un pretext logic și argumentat împotriva iscălirii pergamentului, care să-i dea de gândit lui Sir Percival și să-i arate că și noi ne pricepem la interpretarea legilor și la afaceri. Stând și judecând, am ajuns la concluzia că trebuie să-i trimit o scrisoare singurei persoane de încredere, care ne putea scoate din acest impas cu cea mai mare discreție. Era vorba de domnul Kyle, asociatul domnului Gilmore, care preluase și partea bunului nostru prieten după ce acesta fusese obligat să plece din Londra și să-și vadă de sănătate. I-am spus și Lorei că domnul Gilmore ne anunțase că ne puteam baza pe asociatul lui în toate privințele și m-am apucat să-i scriu imediat. La început, i-am descris cât mai amănunțit posibil în ce situație dificilă ne aflam, iar apoi l-am consultat în problema semnăturii, prezentând lucrurile cât se poate de deslușit. Nu m-am lungit prea mult și nici n-am pus în florituri, când mă pregăteam să pun adresa pe plic, Laura a sesizat un lucru foarte important, care ne scăpase în graba de a termina mai repede scrisoarea. Bine, dar o să fim în de la timp, exclamă ea. Nu o să primească scrisoarea ta mai devreme de mâine dimineață, așa că poate să ne trimită răspunsul peste două zile. Unica soluție pentru a rezolva această încurcătură era să-l rugăm pe avocat să încredințeze scrisoarea unui curier. Am trecut, deci, un postscriptum la sfârșitul scrisorii, indicând ca persoana respectivă să plece cu trenul de 11 dimineață, care sosește la noi la 1 și 20, așa că puteam spera să-l vedem la Blackwater Park în jur de ora 2. Cum ajungea, va trebui să întrebe de mine și să nu încredințeze biletul altcuiva. Dacă Sir Percival apare mâine mai devreme de două, i-am zis eu Lorei, nu-ți rămâne decât să stai departe de casă toată dimineața și să vii de-abia când mesagerul își va încheia misiunea. Eu nu o să mă mișc de aici mâine ca să împiedic orice neînțelegere. Așa cred și sper din tot sufletul că vom fi în siguranță. Și acum gata, să mergem în salon ca să nu-și închipuie cine știe ce. Ce să-și închipuie? Trăsării Lora. Cine să-și mai facă probleme dacă Sir Percival lipsește? Te referi la, cumva la contele Fosco? Da, Laura. Ți-a devenit și ție nesuferit, Marian? Nu. N-aș putea afirma că mi este nesuferit. Asta ar însemna să-l și disprețuiesc, ori nu este cazul. Poate te tem de el, nu-i așa? Da, mai curând. Te tem de el după ce azi ne-a luat apărarea? Da, Mă îngrozesc mai mult decât de ce ar putea face Sir Percival. Aduți aminte cum te-a amenințat în bibliotecă. Zău, Laura, ai mare grijă să nu-l întorci pe conte împotriva ta. Am coborât, iar Laura se duse în salon și mă lăsă să depozitez scrisoarea în cutia poștală, prinsă de peretele din față. Ușa de la casă era dată de perete și l-am zărit pe contele Fosco, discutând cu soția sa, în fața intrării, cu spatele la mine. Contesa se luă după mine, agitată, și mă rugă să-i acord cinci minute, ca să vorbim între patru ochi. Uimită de cererea ei neașteptată, am aruncat scrisoarea în cutie și am zis că sunt gata să o urmez oriunde dorește. Mă apucă de braț, foarte prietenoasă, ca niciodată, dar nu se îndreptă către vreuna din odăi, așa cum mă așteptasem, ci mă lua în curte, în apropierea havuzului cu pești. Când l-am depășit pe Conte, oprit pe treptele de la intrare, ne făcu o plecăciune, surâse fermecător și intră în casă, închizând ușa după el, dar nu foarte bine. Contesa mă făcu să o colim încet bazinul. Credeam că o să-mi destăinuie cine știe ce secret, când, colo, doamna Fosco intenționa să-mi spună confidențial că este alături de mine în privința incidentului din bibliotecă. Aflase de la soțul ei de aroganța cu care mă tratase Sir Percival, înturerată atât din pricina Lorei, cât și a mea, Luase hotărârea să ia de îndată atitudine dacă Sir Percival își va repeta purtarea scandaloasă, plecând imediat de pe moșia lui. Contele o aprobase și spera că și eu voi face la fel. Era un comportament cel puțin ieșit din comun în cazul unei femei atât de docile ca doamna Fosco, cu atât mai mult cu cât ne cam înțepasem de dimineață cu ocazia subiectului despre crime și criminali dar n-aveam ce face, era de datoria mea să o tratez cu respect și înțelegere. Era mai în vârstă ca mine și mi oferea politicos prietenia, așa că nu aveam încotro. După ce i-am mulțumit cum se cuvine, m-am gândit că era timpul să intru în casă. Spre uimirea mea însă, doamna Fosco se încăpățâna să nu mai dea drumul și se apucă să turuie vrute și nevrute. Extraordinar ce mai! Până acum, de-abia deschisese gura și iată cum deodată mă pisa cu o groază de tâmpenii. Despre traiul conjugal, despre Sir Percival și Laura, despre ea însăși, despre hotărârea răposatului domn Fairley în privința moștenirii și tot așa, obligându-mă să stau acolo lângă Havuz mai multe o jumătate de oră și să nu nebunesc de plictiseală. N-aș putea spune dacă a simțit sau nu că mă enerva, dar a încetat la fel de brusc și neașteptat cum se și băgase în vorbă. De fapt s-a uitat pe furiș spre ușa de la intrare și a revenit la indiferența ei de până atunci, desprinzându-se de mine înainte să o fac eu. Când am intrat în sfârșit în casă, m-am trezit nas nas cu contele, care, ce credeți că făcea, punea o scrisoare la cutie. După ce termină ce avea de făcut, încuie cutia la loc și se interesă unde era doamna Fosco. L-am informat și s-a grăbit să se ducă după soția lui. Când mi s-a adresat, avea un ton atât de stăpânit și liniștit, încât l-am urmărit cu privirea, gândindu-mă că nu se simțea prea bine sau poate era prost dispus. Nu știu de ce, dar prima mișcare pe care am făcut-o a fost la cutia de scrisori. Și nu numai atât. Am luat scrisoarea în mână și mi-a trecut prin cap să sigilez plicul pentru orice eventualitate. Este inexplicabil și n-aș putea lămuri nici acum atitudinea mea. Femeile sunt mânate adesea de o intuiție greu de redat în cuvinte, și presupun că și eu am fost în această situație atunci. Indiferent ce s-a întâmplat, intuiția mea fusese de mare importanță. Cel puțin așa gândeam în timp ce sigilam plicul la mine în cameră. Procedasem așa cum trebuie, umezind marginea cu lipici și apăsând hârtia. Am constatat însă că plicul se deschidea fără niciun fel de efort. Cine știe, poate nu insistasem suficient sau poate lipiciul era uscat sau... Nu, nu, așa ceva era imposibil și nici nu pricep cum de mi-a venit în gând. Era o idee atât de aiurită încât nici nu îndrăznesc să o notez în jurnalul meu. Am început să mă tem de ziua de mâine, când toată răspunderea apăsa pe umerii mei. Oricum, trebuie să țin cont de două lucruri: să mențin relații cordiale cu contele și să nu-mi scape curierul cu scrisoarea avocatului.